Bună ziua! Bine ați venit pe locurile copilăriei mele. Aici este școala unde am învățat clasele 1-4. Am avut învățători pe domnul și doamna Ciudin, oameni extraordinari care, pe lângă faptul că ne-au învățat să scrim și să citim, ne-au învățat să fim cinstiți, gospodari, credincioși și să respectăm tradiția. Uitați-vă, aceste obiecte din lut sunt construite de copii sub îndrumarea lectorului sau îndrumătorului, mă rog, uscate și apoi pictate de către mine și copii. Și uitați-vă ce frumusețe a ieșit. La ora actuală, această așezare și încăpere a devenit celestă. S-a luat ființă prin grija Asociației Fiii Satului și a Consiliului Popular o tabără care se numește Celesta Curătură, care a ajuns la 6-a ediție deja. Cu siguranță, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom continua proiectele pentru copiii noștri în tabăra de la Celesta Curătură. Am găsit de cuvință și sprijin în Consiliul Local să finanțăm construirea a câteva căbănuțe care să cazeze persoane, să putem să organizăm o tabără nu doar de zi și chiar cu cazare, să putem să invităm artiști plastici din Iași și din țară pe care să-i cazăm, să-i primim câteva zile, să le asigurăm cele necesare bunului trai, iar domniile lor să ne lase ca răsplată pentru cazarea și buna primire, lucrările pe care le vor face cu mâinile lor de bace. Și sigur ne-am gândit ca să îmbrăcăm acest spațiu minunat, să realizăm pentru tineri un traseu aplicativ gen Parc Aventură. Deci viața la curături merge în ritmul știut de localnici de aici și de cei care au vizitat și au participat la aceste evenimente. Și cu Doamne ajută la ediția a 7-a, a 8-a și așa mai departe. Sunt îndrumători care vin voluntari, care învață copiii să lucreze în lut, cusături, țesături, pictură, sculptură, olărit. Am avut și de la Zania romi care au lucrat tigăi, cazane, oale și mă rog, așa mai departe. Și, bineînțeles, prin grija sau organizatoarei, doamna Duminița Lupu, care este o doamnă extraordinară, cu un spirit de inițiativă nemaipomenit, a luat ființă și un muzeu, care se numește Muzeul Bunicii, unde sunt expuse toate lucrările executate de copii pe timpul taberelor. Și, bineînțeles, că în cadrul muzeului sunt și donații făcute din cadrul comunei diverse persoane, care ne aduce aminte de tradiții, de unde vine și denumirea de Casa Bunicii. E un vis
care, așa cum și acest foișor a fost un vis, a devenit acum 3 ediții o realitate. Da, avem în perspectivă, în discuțiile noastre, în întâlnirile noastre în asociație, ca să devină o tabără permanentă. Aici se întâlnesc copii din toate satele comunei. Sunt copii care au plecat și la alte școli din comună. În schimb, ei vin, au pornit de aici, ei relaționează, da? Ei își schimbă ideile, duc și din casa de la ei, de la un sat la altul, și este acea, într-adevăr, este acea interrelaționare, nu doar verbală sau prin joc, este și prin așezarea pe hârtie a diverselor idei. Bată-l vina, de răsună-n Bucovina, măi. Cântă cucu-n tron, brăduți, de răsună-n Cernăuți, măi dorule. Cântă cucu-n tron, brăduți, măi, de răsună-n Cernăuți, măi dorule. Bineînțeles că nu poți să pornești fără sprijinul Consiliului local, care a fost întotdeauna alături de asociația noastră, alături de profesori, de copii, de școală, deci să putem să avem toată baza materială. Deci de la un creionaj până la acele cabane pe care noi le visăm pentru masă, implicarea celorlalte instituții, da? Avem centrele de zi, de unde noi primim mâncarea, copiii primesc dimineața o gustare, la amiază este masă, felul întâi, al doilea și gustare, dulcele, da? Fără ei nu s-ar desfășura în aceste condiții, da? Noi am putea veni, să știți că în acest loc au mai fost desfășurate și alte activități. Au fost activități literare, au fost... Da, Andrei. Cred că este important să lași pe copil să lucreze. Nu-i nimic dacă se murdărește, nu-i nimic dacă strică. Era o fetiță care zicea, eu nu merg la pictură pe sticlă, că n-am mai. Nu, ai lucrat pe hârtie, știi să îmbin, știi tonurile, poți să le așezi. Chiar dacă nu știi, ai un îndrumător lângă tine și poate să te ajute. Important este să ai curaj să întrebi, să ai curaj să nu-ți fie frică. Să nu-ți fie frică că nu există greșeală aici. Știți, eu cred că și viața asta, din multe greșeli s-au născut foarte multe lucruri bune. Foarte important, seceta și nu neapărat anii secetoși, și anii normali au dus la, în ultimii 10 ani, cred, la o lipsă a pânzei freatice și de aceea proiectul nostru de alimentare cu apă a comunei are în vedere și construirea unui rezervor de apă aici în zona grădiniței de la curături, care, sigur, va face parte dintr-un sistem integrat de alimentare cu apă.
De aceea trebuie să le prioritizăm într-un fel aceste mici investiții, zicem noi, să vedem întâi să construim rezervorul, ca apoi să vedem unde așezăm căsuțele de vacanță pentru cei care vor dori și vor petrece momente frumoase, cred, în cadrul natural de la Celesta Curătură. Și apoi vom continua cu parcul de distracție, pentru că, într-adevăr, sunt foarte, foarte mulți copii și se bucură, și nu doar ei. Zilele trecute am inaugurat un parculeț cu câteva elemente de joacă aici, în Curături, mai la vară de tabără în care ne aflăm. Și eu ca un locuitor al satului Curături, de facto, în fiecare seară după ora 6-6:30, grupuri de copii vin aici să joacă, și o veselie și o hărmălaie, încât sper să nu intrăm în conflict cu vecinii care sunt mai în vârstă și care pot fi deranjați de chiotele și de strigătele lor de bucurie.